Bine ați revenit! Azi trebuie să găsim răspunsul la o problemă de probabilități. Să o auzim! Avem o grilă cu pătrate în două culori alternative, ca o tablă de șah, așa cum vedeți în desen. Iar latura pătratelor este de 4 cm. Mai avem de asemenea o monedă cu diametrul de 2 cm. Presupuneți că grila este foarte mare, are o suprafață atât de mare încât dacă aruncăm moneda pe ea, aceasta cade întotdeauna în interiorul grilei, nu poate cădea la marginea acesteia sau în afara acesteia. Și acum aruncăm moneda pe grilă, la întâmplare. Să spunem că fiecare aruncare poate avea două rezultate. Primul, moneda se găsește complet într-un pătrat. Al doilea este acela în care moneda acoperă zone din două sau mai multe pătrate. Sau altfel spus, cade pe liniile care despart pătratele. Iar întrebarea este, care este probabilitatea ca moneda să cadă într-un pătrat? Întrebarea pare grea la prima vedere, pentru că este vorba despre suprapunerea a două figuri geometrice de forme diferite. Cerc, moneda și pătrat, zonele colorate din grilă. Însă întrebarea este interesantă, deoarece ne arată cât este de important să simplificăm, dacă se poate, și de multe ori se poate, o problemă pentru a-i găsi soluția. În cazul nostru putem face două simplificări. Prima este aceea că nu trebuie să ne gândim decât la un pătrat. N-are rost să ne gândim la mai multe odată, deoarece avem un model repetitiv. Ceea ce e adevărat pentru un pătrat, este adevărat și pentru celelalte. Iar a doua și cea mai importantă simplificare este aceea că nu trebuie să ne gândim la toată moneda. Poziția monedei poate fi caracterizată prin poziția centrului ei. Vă rog să priviți această animație. Moneda se deplasează în interiorul pătratului, tangent la laturile acestuia, deci rămâne tot timpul în interiorul pătratului mare. Și după cum vedeți, centrul monedei descrie în timpul acestei mișcări tot un pătrat, pătratul albastru. Este evident că dacă centrul monedei se găsește în interiorul pătratului albastru sau la limită pe una dintre laturile lui, moneda se va găsi în interiorul pătratului mare. Aceasta este condiția, într-o formă simplificată, ca moneda să se găsească în interiorul pătratului. Acest desen ne permite să calculăm area pătratului albastru. Știind că pătratul mare are latura de 4 cm și că moneda are diametrul de 2 cm, se poate ușor observa că latura pătratului albastru este tot de 2 cm, ceea ce înseamnă că area lui este 2 cm înmulțit cu 2 cm, latura ori latura, adică 4 cm pătrați. Deci, dacă centrul monedei cade în această suprafață cu area de 4 cm pătrați, moneda se găsește în pătratul mare. Putem să ne întrebăm și cât este area din pătratul mare în care, dacă se găsește centrul monedei, aceasta nu mai este complet în interiorul pătratului mare. Aceasta este area suprafeței din pătratul mare cuprinsă între laturile lui și laturile pătratului albastru, adică suprafața din jurul pătratului albastru colorată cu roșu în acest desen. Și este ușor de observat că area pătratului mare este 4 cm înmulțit cu 4 cm, adică 16 cm pătrați. Și atunci area corespunzătoare cazului al doilea se poate calcula scăzând din area pătratului mare area pătratului albastru, adică 16 cm pătrați minus 4 cm pătrați, 12 cm pătrați. Deci, dacă centrul monedei cade pe o suprafață de 4 cm pătrați, moneda se găsește în interiorul pătratului, adică suntem în cazul întâi,
descris în întrebarea noastră, iar dacă centrul monedei cade pe o suprafață de 12 cm pătrați, moneda nu mai este toată în interiorul pătratului. Adică avem cazul al doilea. Deoarece locul în care cade moneda este aleatoriu, nu există niciun motiv ca centrul ei să cadă mai des în anumite zone decât în altele, probabilitățile celor două cazuri depind doar de ariile în care trebuie să cadă centrul monedei. De fapt, probabilitățile sunt proporționale cu aceste arii. Acum putem calcula probabilitatea ca moneda să cadă în interiorul unui pătrat. În general, probabilitatea de realizare a unui eveniment este dată de raportul dintre numărul cazurilor favorabile, adică acele cazuri în care se produce evenimentul pe care îl așteptăm, și numărul total de cazuri. Dar, așa cum am arătat, numărul căderilor pe o anumită arie este proporțional cu aria respectivă. Așa că probabilitatea pe care o căutăm este raportul dintre aria cazurilor favorabile, adică aria pătratului albastru, și aria totală. Ceea ce înseamnă că avem 4 cm pătrați pe 16 cm pătrați, adică 1 pe 4, 0,25 sau 25%. Iar probabilitatea de a fi în cazul al doilea este evident de 75%, pentru că nu există alte cazuri posibile. Într-adevăr, dacă o calculăm folosind tot raportul ariilor, ea este de 12 cm pătrați pe 16 cm pătrați, adică 3 pe 4, 0,75, 75%, așa cum ne și așteptam. Ceea ce e bine să învățăm din această întrebare problemă este, repet, metoda reducerii la situații mai simple de câte ori este posibil. Încă ceva, puteți verifica rezultatul. Aruncați un disc de plastic sau metalic, n-are importanță, care are diametrul jumătate din latura pătratelor de pe o tablă de șah. Aruncați-l pe tabla de șah și numărați de câte ori din 100 de aruncări reușite, adică aruncări în care discul a căzut pe suprafața tablei și n-a ieșit de pe ea, de câte ori discul se găsește complet în interiorul unui pătrat. Și veți vedea că obțineți un număr apropiat de 25. V-am pregătit pentru azi o întrebare originală. Așa cum precizez întotdeauna, spun și acum că e originală după câte știu eu. Ea este din nou legată de forța arhimedică și spun așa pentru că cei care urmăriți sistematic materialele mele știți că au mai fost câteva videoclipuri în care întrebările au avut legătură cu forța arhimedică. Și este, din nou după părerea mea, o întrebare interesantă pentru că răspunsul poate fi găsit fie prin înțelegerea foarte clară și intuitivă a noțiunii de forță arhimedică, fie matematic, folosind câteva formule simple, evident, din fizică. Deci dacă vă plac problemele de fizică, o puteți considera o problemă și puteți să încercați să o rezolvați. Dacă nu, puteți găsi răspunsul și fără matematică, dacă, așa cum am spus, înțelegeți corect noțiunea de forță arhimedică și puteți urmări un raționament logic bazat pe această noțiune. Vă rog să priviți cele două desene. Ele reprezintă două brațe de balanță identice, amândouă în echilibru, care susțin la capete câte două sfere, una fiind în aer, cealaltă fiind în apă. Există două deosebiri între cele două montaje, deosebiri legate doar de sfere. Prima este aceea că sferele din primul montaj sunt confecționate din alt material decât sferele din al doilea. Deci sunt confecționate amândouă din același material, dar diferit de materialul din care sunt confecționate amândouă sferele din al doilea montaj.
A doua deosebire se poate observa ușor în desen, și anume sferele din apă au raze diferite. Încă o dată spun, lucru care se poate observa foarte ușor în desen. Așa cum am spus, în amândouă cazurile balanța este în echilibru, iar sferele din stânga au aceeași rază, o precizare importantă. Știind toate astea, întrebarea este, care sferă dintre cele două sfere din stânga, cele care au aceeași rază, deci și același volum, este mai grea? Cea din primul desen sau cea din al doilea? Și am o întrebare suplimentară. Dacă vasele cu apă ar fi puse pe cântare de baie, care cântar ar arăta o greutate mai mare? Cel din primul montaj sau cel din al doilea montaj? Atenție! Trebuie să observați că nivelul apei este același în cele două vase. Succes pe săptămâna viitoare!